Salutare prieteni și dragi pomicultori, astăzi avem niște pomișuri mici pe care trebuie să îi dăm pe rod, pentru că până în momentul de față le-am făcut tăieri de formare a coroanei, le-am stabilit forma de coroană pe care noi vrem să le aplicăm pomișorilor, iar de acum încolo o să încercăm să îi băgăm pe rod. Aici avem un piersic, forma de conducere este un vas, probabil un piersic Red Heaven. Aici avem două o șarpantă principală din care pleacă și se bifurcă încă două. Aici ramură anuală care va rămâne de rod. Aici anul trecut, vedeți, pleacă undeva în partea superioară. Normal, nu este voie. O scoatem la cep pentru că avem în partea cealaltă ramură anuală. Dedesubt avem ramură anuală. Aici avem rod, aici rod. Iar în partea superioară vine și aici o prelungire a șarpantei. Din această șarpantă principală pleacă un ceva interior, vedeți, care normal ia vigoarea șarpantei principale și pe noi nu ne ajută, tocmai de aceea îl eliminăm la cep. Pe noi ne interesează șarpanta să ne scoată în exterior. O subșarpantă destul de grosuță care normal trebuie să o trecem pe una de vigoare mai mică și facem acest lucru. Aici facem trecerea pe ramura anuală. Aici la fel o subșarpantă care pleacă de aici din cea principală, aici mai degrabă a scoat-o la cep, pentru că ea este principală, iar pe ea avem creștere de rod, aici la fel, iar în partea superioară găsim o ramură care ne scoate în exterior. Trebuie să ținem cont de forma de conducere a pomului, acela de vas. Iar aici facem trecere direct pe o ramură anuală. Iar pomișorul nostru arată așa. O să trecem la umăr. Sunt mai multe ramuri în partea de jos care normal trebuie să ne oprim exact la ceea ce noi am stabilit în trecut, și anume forma de conducere a pomului, acela de vas. Avem niște mugurași de rod pe aici, pe interior. Asta e un lucru bun. Aici o să oprim la o mucure de rod, aici la fel. Un super vas, nu ne atingem de ramurile anuale. Avem, am zis, pe ramură de 2 ani muguri de rod. Aici în interior la fel, aici la fel. Probabil, după coaja spune Florina. Aici avem un gutui destul de frumos cu muguri de rod. Se pot vedea. Însă nu avem ramuri anticipate, adică șarpante principale ale pomului. În acest caz este prima dată când va trebui să intervin la un pom
așa, pentru că este în formare încă. Scoatem acea creștere interioară. Aici sunt nevoit să scurtez ramura anuală pentru că am nevoie, și anul trecut am făcut-o. Atâta timp cât pomul este în formare, putem să facem asta, da? Numai atunci scurtăm ramurile anuale pentru a forma pomișor. Dar până atunci nu. Adică nu ne mai atingem de ele în momentul în care pomul este definitivat. Aici un piersic. Terile la cep foarte importante. Ce avem, uscătură de în jos. Ramuri anuale cu rod, le oprim. Aici avem un pomișor cam aglomerat, dar o să facem niște tăieri pe el încât să ne rezumăm doar la rod. Cep de anul trecut, ne-a dat mai departe alte creșteri. Asta o scot că nu face parte din forma de conducere a pomului. Le-am oprit pentru că am zis să aducem niște rod, dar în momentul în care nu a garnițit și nu a diversificat muguri de rod pe creșterile anuale, sunt nevoie să le scot. Aici dăm un cep, aici la inel. Merge șarpanta în continuare, aici scoatem și formăm vasul. Aici nu trebuie să avem concurent la creștere, iar pomișorul arată așa. Mai avem aici.